Bun găsit tuturor! Astăzi vreau să punem coadă la acest topor care l-am luat din târgul de vechituri. Este un topor Belota, 1,2 kg ca și greutate. Am luat acest topor nu neapărat pentru tăiat tihăriși, mărăcii și așa mai departe. L-am luat mai mult pentru crăpat. Are zona asta aici mai evazată. Este foarte bun la crăpat lemne. Nu lemne prea mare, adică buturuși de alea groase. Lemne cu diametru de 10-15 cm. Util când tai la un grătar, la vrei să crapi un lemn de foc, este foarte bun. Pentru buturuși mai mari avem nevoie și de pană și de un topor mai pe măsură. Ăsta e un topor nici prea mare, nici prea mic. Nu mai bun de a sparge lemne cu diametru mai mic. Acum o să trasez eu aici forma la coada lui. Să vedem cum îi dăm așa un pic de formă. Parcă n-aș vrea să o pun nici dreaptă, un pic ondulată. Vedem noi cum facem. E vorba lungă, sărăcia omului. Mi-am adus aici tot ce am nevoie, un creon, flexul ca să dăm forma la coada toporului. Avem niște pânze pentru acest fierăstrău electric sau șoricel, cum vreți să-i spuneți. Noi îi spunem șoricel. Am să desenez coada, după care tăiem cu acest fierăstrău și îi dăm forma în mare, așa ca să zic. Să ascuțim un pic creonul, că nu prea are vârf. Și acum să vedem cum îi dăm noi o formă, îi dăm un pic mai mare decât trebuie. Mai bine să avem de unde ciopli, de unde tăia, decât să stricăm coada. Fac în mare așa, mă interesează, un pic scurfat. Și aici o fontez un pic așa. În mare. Iar aici la coadă le vazăm un pic și cam ăsta e. Vedem ce scoatem aici. În mare am să tai eu să scap de tot materialul ăsta de aici și rămâne acest desen care i-am dat formă. Așa. Deci cam așa arată coada noastră.
urmează cioplită, făcută forma dorită. Începe să ia formă. Mai avem de cioplit la el, dar cât de cât, cam asta e forma care îi dăm.
Cam așa arată toporul nostru. Urmează să-i punem o pană aici. Am și un baiț. Îi dăm un baiț. Și cam ăsta e. 35 de lei toporul și am mai făcut eu coada. A ieșit un topor excelent. Ca și material am folosit un lemn de ștejar uscat. L-am curățat puțin de rugină cu piatra abrazivă. L-am ascuțit doar în mare. Urmează să-l ascut bine. Trebuie să schimb pânza de pe flex. Cred că era bun un pic și întins. Acum nu știu cum să zic întinsul ăsta, dar mi-e frică să nu decălez materialul. Eu zic că e bun pentru spart butuși de ăștia mai mici. E foarte ușor, manevrabil. Așa. Acum urmează să-i batem pana. Îi dăm un pic de baiț. Îi dăm o culoare frumoasă. Și cam ăsta e toporul nostru. O sculă foarte utilă în gospodăria 1. Să vedem acum din ce facem o pană, tot în ștejar. Iar pana trebuie bătută în așa fel până se astupă tot golul ăsta. Ca și pana am găsit tot în ștejar, bucata asta de lemn ascuțită, dar gata. Foarte bună pentru pană. Pentru fixarea penei folosim niște aracet. Am dat pana cu aracet, o fixăm aici. I-am găsit între buințare și la ciocan. Ia priviți cum se umflă aici în zona asta. Mai dăm vreo 2-3 ciocane, se lipește aici, tăiem cu bonfire-ul și cam ăla e. Fixa și pana. Nici nu se cunoaște unde am bătut-o. Nu mai iese de aici decât ruptă. O marcă de topor Belota. Nu știu cât de bună e această marcă, dar îmi place cum e lucrat toporul. Un pic aici la vârf mai trebuia întins, dar v-am spus, se poate decăli și să-l stric. Așa mai bine îl las original cum e și vom vedea. Îi dăm o ascuțitură scurt, așa frumos. Acum că tot i-am pus coadă, mă duc să aduc un chituc de ăsta de lemn,
să vedem cu un crapă, pentru că e destul de larg aici, s-ar putea să meargă extraordinar de bine la, la crăpat. Foarte bun acest topor la crăpat. E destul de îndămânatic. Am reușit să termin toporul, i-am dat un pic de bites. Sper că v-a plăcut acest clip. Dacă v-a plăcut, aștept mesajele voastre în rubrica de comentarii. Ce părere aveți despre acest topor, cum a ieșit, cum vi se pare. Are și ștanța pe el aici, după cum v-am spus, Belota. Ce părere aveți despre această marcă? Aștept comentariile voastre. Dacă v-a plăcut acest material, nu uitați să dați un share, un like. Eu sunt Cristi, voi ați fost alături de noi. Multă sănătate!